Salutare, dragi prieteni, avem aici doi condensatori. Probabil că ați mai văzut prin videoclipurile mele, acei cu dezlipitul. Am să vă arăt cum se măsoară și am să vă arăt niște specificații după ei, dacă puteți vedea. Așa, o să las lanterna cât mai jos, ca să puteți vedea voi. Da? Sper că puteți vedea acolo. Are 470 microfarați UF. Are un lipit și încerc să-l dau jos să văd ce scrie. 470 microfarați. Temperatura de lucru minus 40 de grade plus. Aici nu văd ce scrie. ...165, cred. Nu văd exact ce scrie. High focus. În fine. Se pune aparatul de măsură pe om. Sau și pe continuitate. Se poate pune, dar pe omega, în general. Deci se pune aparatul de măsură pe om, ca să fim mai exact. Așa. Și el se va încărca din aparat cu o anumită tensiune. Dunga este minus, iar cei fără dungă e plus. Și o să punem plusul la plus, plusul la plus și minusul la minus. Și el acum se va încărca cu tensiunea din multimetru. A ajuns la tensiunea maximă. Acum se pune pe 20 de volți, curent continuu. Și plusul la plus, minusul la minus, să vedem ce tensiune avem. Plusul la plus, minusul la minus, am zis. ...0,25 de volți. Bun. Acum nu are nimic. Deci acum e mic copil. Nu se întâmplă nimic. Dar în orice aparat. Pomul binelui și răului. Așa? O mai pricep și eu la religii. Așa. Acum nu are nimic. Da? Deci putem să-l lucrăm, să-l manevrăm fără nicio treabă. Din pomul cunoștinței, binelui și răului să nu mănânci. Da? Bun. Îl măsurăm și pe asta. Ăsta cât are tot? 470 microfarați la 200 de volți. O să vă explic imediat ce e cu bateriile astea. Ia să vedem, ăsta ar trebui să aibă tot aceeași valoare, se folosesc pentru a filtra tensiunile. Împreună cu puntea de redresare, tot aceeași chestii pe om. Ăsta ar trebui să aibă tot aceeași valoare. Aș spera. Și să și fac un contact mai bun. Da? O să-i dăm pe 20 de volți. 20 de volți.
Mi s-au încurcat testerii. Invers am zis, plusul la plus, minusul la minus. Da, asta începe să se descarce, nu s-a încărcat probabil cum trebuie, dar tot aceeași tensiune. Că se folosesc la fel. Acum putem să-l manevrăm cum fără nicio problemă. Dar în momentul când ăștia sunt încărcați la o sursă, de exemplu, de TV și vrem să-i schimbăm, trebuie să-i descărcăm. Cum? Cu o șurubelniță facem un ștrap, o punte cu o șurubelniță. Bineînțeles, izolată, pentru că ăștia te pot curenta, ba chiar te pot omorâ, chiar au tensiuni fatale. Sunt și mai puternici ca ăștia. Și așa că te pot omorâ niște condensatori de ăștia. Dacă sunt puternici, bine, ăștia sunt foarte, e ceva de un voltaj mai mic, dar sunt foarte mari, de ordinul miilor de volți și microfarazi. Și acum să vă explic și ce cu bateriile astea aici. Cam spus la video cu lanternuța, dar s-a oprit filmarea. Astea sunt baterii pe litiu. Ion. 18650. 650. Sunt milimetri, iar 18 e miliamperi, din câte știu. Da? Dacă o baterie de asta o supra-soliciți, de obicei am lăsat baltă. Dacă o baterie de asta o supra-soliciți, o să fie un video foarte lung, nu văd exact câte minute. Bun, dacă o baterie de asta o supra-soliciți cu 12V, cu tensiuni mari, ea se încarcă la 3,7V, 4V, să fie 4V, încă prea mult. Dacă o supra-soliciți și îți pocnește una de asta în față, astea au tot așa un acid, un fel de electrolit. Dacă îți pocnește una de asta în față, poți chiar da foc la casă. Poți chiar da foc la casă cu niște baterii din astea, dacă nu ai BMS la ele. Dacă nu ai BMS la ele, Battery Management System. Ce înseamnă BMS? Battery Management System. Ăla controlează cât curent intră în baterie și știe singur să oprească încărcarea. Ați văzut la bateriile externe că oprește automat încărcarea? Ei, aia face BMS-ul. Nu permite să încarci mai mult decât e cazul. Deci dacă aveți baterii de astea, după de prin laptopul, cum l-am avut eu pe asta, ori de la baterii externe, baterii bank, aveți grijă și nu stricați BMS-ul. Dacă aveți BMS-ul stricat la ele, nu vă băgați să le încărcați cu tensiuni mai mari, cum am făcut eu, 12,5, pentru că se poate încălzi și vă poate pocni în față și vă puteți și răni. De astea sunt foarte periculoase. Hai că dacă ai făcut. Dacă ai făcut un scurt, mai scapi. Știi, un scurt cu un fir, ai atins două firi și ai un scurt. Dar dacă ți-a pocnit una de astea în față, sănătate și la revedere.
cele mai periculoase chestii sunt condensatorii și bateriile. Ok, prieteni, până la un viitor video, ne mai auzim. Sper că v-a fost de folos.